Noua organigramă a primăriei Târgu Jiu va fi pusă în practică din 4 mai, atunci când mai multe posturi vor dispărea. Până atunci, consilierii au aprobat bugetul pe vechea organigramă, costurile fiind cu 2,5 milioane de lei mai mari. Primarul afirmă că suma va fi retrasă ulterior prin rectificare bugetară. În momentul de față, noi trebuie să alocăm fondurile necesare pentru funcționarea poliției locale pe vechea organigramă. Începând cu data de 4 mai, așa cum vă spuneam, ținând cont de faptul că există o economie la bugetul pe care trebuie să-l asigurăm poliției locale, vom veni cu rectificări. E vorba de o sumă care la momentul ăsta poate intra pe rectificările ulterioare de aproximativ 2.500.000 de lei, de 25 de miliarde, care vor fi retrași din conturile poliției locale sau din sumele alocate poliției locale și vor intra pe alte obiective de care avem nevoie. Dar legea ne pune în situația ca să adoptăm astăzi un proiect de hotărâre care să prevadă sumele în integralitate. Anul acesta, bugetul primăriei Târgu Jiu este de 6 milioane de euro. Din aceștia, doar 1 milion de euro rămân disponibili pentru noi investiții în oraș. Din cei aproximativ 6 milioane pe care avem alocați pentru zona de investiții, aproximativ 5 milioane din aceste sume se duc pe partea de cofinanțare, proiecte cu finanțare europeană, CNI sau PNDL. Cont de faptul că avem o cofinanțare doar de 2% la proiectele cu finanțare europeană, eu consider că sunt binevenite. Deci 98% din aceste sume sunt suportate din fonduri europene, 2% din bugetul local. Singura problemă care ne va apărea în fiecare an este TVA-ul, pe care trebuie să-l alocăm în bugetul anului 2021 și în anii următori, dar fiind un TVA deductibil, în 2022 TVA-ul ni se va întoarce și îl vom putea folosi pe bugetul din 2022. Deci, pe lângă acea cotă de cofinanțare de 2%, mai trebuie să alocăm și TVA-ul la achiziționarea, de exemplu, troleelor pentru municipiul Târgu Jiu. Numai în acest an, aproximativ 1 milion de euro se duce în asigurarea TVA-ului pentru cele 11 trolee care, după cum ne-a fost prezentat graficul, ar trebui să ajungă din luna septembrie până în luna decembrie în dotarea societății Transdochesa. Cu acel 1 milion de euro care rămâne, spre ce direcție? Cu 1 milion de euro care ne rămâne, încercăm să deschidem noi șantiere. Unul dintre aceste șantiere, așa cum bine știți, este cel care se realizează în zona Plopilor, amenajarea cartierului Plopilor. Pentru buna funcționare a primăriei, edilul își pune bazele și în fondurile ce vin de la centru. Cum liberalii sunt la putere, Marcel Romanescu speră ca măcar la rectificarea din toamnă să primească bani în plus de la guvern.